Și nici cu cursul n-am văzut că nu prea le... Da, am învățat să cos după aia, năsturele, după ce am văzut că, băi, fata, nu coși bine, nu coși bine, ia bagă pe de sub. Acasă, că poate mai... Știi că m-a certat mamică și da. Zis că m-a văzut cum am călcat, face că de ce nu te-ai uitat la mine când călcam? Vezi, mai tu crezi că eu credeam că vine aici și poate chiar îmi găsesc bărbatul la care trebuie să călcăm așa. Dar uite că noi, gen, noi ca băieți, noi știm să călcăm. Sau dar tu știi să, să calci perfect? Bine, să-i însuiesc pasat de prezentabil. Păi, de ce asta? Nu-i prezentabil? Sau ce m-am călcat-o singur? Bravo, bravo. Câți ani ai tu când? 16? Doar 23 de ani. Nu, am crezut că 16. De ce te deranjează pe tine atât de tare corectitudinea asta? Contează, contează. Contează cu cine ești în societate, nu? Mă duc, uite, mă duc cu bărbatul ăsta, mă duc la ei mei la masă. Cine este bărbatul ăsta? De unde da, are Kinga, dar tu ai scos tot asta după ce, de fapt, i-ai zis tu că nu trebuia să-ți scrie și i-ai spus la staff. Nu vreau să fiu în jocul ăsta al hai să ne cunoaștem, dar stai să mă îndepărtez așa, mai apropie-te un pic, mai du-te, mai... Nu facem din asta. Da, știu, și eu aș fi reacționat, poate la fel ca tine, nu știu, nu garantez aici. Da. Nu știu, dar, de exemplu, tu dacă mi-ai fi scris mie, eu ți-aș fi spus, scuze, dar nu avem voie să vorbim, știi? Și aș fi închis, știi? Dar l-aș fi anunțat Picutărescu și aș fi spus, vezi cum mi-a scris și am spus că nu avem voie, ca să știe. Adică, măcar să știe și el, da. Exact, adică doar atât. Băi, nu, e prea nou. N-aș fi sunat din prima. Na. Pentru că, oricum, la nivel de principiu, n-ar fi schimbat cu nimic relația. Ah. Și reacție la story-uri. Bine, nu la toate. Că doar... Nu? Mai... Hai să fim realiști, dacă nu dai la tot, chiar tot. Păi nu, de la tot, a vrut să atrag atenția. Bine, da, ok. S-a supărat. Cineva alege să atragă atenția cu 3, 4, 5, 10 like-uri, cineva la toate pozele, ok, nici la multe. Unde ai venit? Unde ai venit? Casa iubirii. Băi, dar uite cât curaj are el. Nu, nu vezi că puțin e așa, te pune la punct? Nu se fac nimic că e misiunea asta. Ți se pare cumva că îi... Arogant? Da. Nu arogant, îmi place. E așa să zic. A spus voci, nu agresiv, mult spus. Da, mi-i pasă. A spus lucrurilor pe nume. Nu. Exprimarea lui este foarte dură. Nu, dacă ieși afară și faci ceva greșit. Fată, are vocea foarte moale și trebuie exprimarea să fie dură. A, așa măcar. E și mamica mea de la Bistrița, săracă. Nu știu, zici câte ce am noi. El cam s-a supărat din nimic. Acum eu trebuie să-i fac scandal lui Adrian, nu, că aprecia pozele spus... Alexandrei de 3 ani în urmă. Am spus, i-am spus că dacă ne supărăm din chestia asta micuțe, cu like-urile... Doamne, dar ce atent ai fost să intra să cauți? Păi nu, când i-am dat eu follow ei, m-am uitat și acolo deja erau like-urile lui Adrian la toate pozele. Adică. Bă, Kinga e un pic mai ciudată, asta știm asta de, știm de la bun început. De 15 ani. Da, că are fixurile ei, că are chestiile ei. E personaj. Cumva, într-un fel, pot să zic așa că o și înțeleg unde vrea să ducă, dar nici nu înțeleg pentru că nu asta ar trebui să fie o prioritate. Asta după ce ne cunoaște. Asta îi spunea și Nicolae mai devreme, asta după ce banii ori se fac împreună, ori... Uite, hai să vă zic. Nu contează, e un bonus, dar asta după ce... Ascultă. După ce ne cunoaștem, avem o relație, înțelegi? Păi asta spune. Atunci poți să-mi pui... Atunci poți să-mi întrebi pe mine astfel de chestii. Frate, întâi te cunoști ca om, după care... Am ce făcut? Ce-i făcut, mă? După care... Spilă, ce după care vezi și lasă-mă că eu dau, stai, că eu... Ce faci, mă? Uite, hai să vă zic ceva. Kinga niciodată cu mine n-a vorbit pe stilul ăsta. Deci eu am început să o cunosc pe Kinga când vorbește la mișto. Adică nu ți-a... Am la mișto niciodată, noi vorbeam... A, noi vorbeam serios ce cum vorbeam cu ea. Adică alte chestii. Crezi că nu i-ar da credit? Nu, sau... mă, nu. Am înțeles. Nu, eu nu cred că nu i-ar da credit. Ea întreabă niște chestii la mișto. Eu cred că ea e un pic fascinată de toate lucrurile astea pe care le deține Nicolas și cumva dorește să îi le confirme, cumva, nu știu. Da, mă, dar... Nu cred că e vorba aici nici de ceasuri, nici de nu știu. Da, zic, cu mine Kinga niciodată n-a vorbit așa. Nu cred că... Eu am vorbit cu ea de iubire, frate, am vorbit cu ea de bine, m-a întrebat de filme, nu m-a întrebat de haine, nu m-a întrebat de nimic. Nu cred că e cadrul unde trebuie să ne valorificăm bani. Da, clar. Că poate... Și uite cum ați stat mai devreme. Ați văzut ce a zis Larisa? Poate tu mai... Alexandra nu doar de mine vorbește prost pe live-uri, vorbește prost de toată lumea. Nu știu, frate, eu n-am auzit să vorbească nimic. Dacă o să aude mine că vorbește prost, o să-i spun.
Bine, că el ai voie și are dreptul să vorbească ce vrea, înțeles asta, dar nu fi obraznic. Bă, nu ai dreptul să vorbești ce vrei, că oriunde ai vorbit, dacă vorbești urât la adresa unei persoane... Solin, stop, nu înjură, tu nu jigniri. Da, păi ea m-a jignit, frate. Poți să ai o părere. De exemplu, uite, părerea mea, de exemplu, despre Radu este că este bărbat slab. Dar nu l-am jignit, nu mă, nu-i părerea mea, am dat un exemplu. Ai înțeles? Ai glumit. Da. Nu. Tu ești un bărbat gras. Da. La fizic mă refer. Radu being Radu. La fizic mă refer, știi? Am crezut că ieri pe live aveai un tatuaj nou. Nu. Chiar mă gândeam, măi, Doamne, oare el și-a făcut tatuaj nou? Nebune. Întrebările King-ului cam nebune. Vreau să aflu mai multe. Vreau să aflu informații, știi? Că am vorbit... Că tu ai văzut ce zonul se află despre mine? Da. Da, și vreau să duc chestia asta să discut. Da, stau, ești. Doar așa de... Nu știu dacă acum asta... Dar n-are rost, pentru că... Tu mi-ai spus oricum, că n-am fost la multe chestii asta. Ce s-a întâmplat? Și nu... Și mă gândeam, eu mă gândeam doar să zic lumii că chiar nu e absolut... Cred că oamenii au înțeles, sincer. Bine. Zici? Ar trebui să faci ceva genul ăsta, genul live, ceva să explici lumii cum a fost și toate chestia asta. Oricum am explicat. Asta de... pentru tine ca să scapi de stres, știi? Eu am vorbit cu mamă și cu tate și mai mult. Eu personal nu am nicio treabă cu asta. Pentru că știu ce s-a întâmplat și cum a fost. Ok, atunci asta e cel mai important. Am vorbit și cu mami și cu tatii, știu treaba asta, știi? Am zis eu știam că poate la un moment dat o să se ajungă la treaba asta, că ce că am făcut sau că fac. Dar nu, că recunoșteam, zic sincer, dacă era chestia, chiar acum. Dacă nu e ok să vorbim. Da. Discutăm ce vrei să facem. Stai vorbind de toate, nu? Eu spun oamenii că nu te merit. Tu nu mă meriți pe mine? Nu, de apar genul de mesaje. La tine? Da. Cine îți scrie chestii de genul? Bine, spun că nu te merit. Știu eu pe cine mă merită pe mine și cine nu. Da. Și ce tu-i crezi? Nu știu, dacă tu să-i crezi și dacă-i crezi sau nu. Dacă să-i crezi sau nu? Deci crede-mă că eu aleg pe cine simt eu, da? Deci am ales eu. Știu că e potrivit pentru mine. Da? Și dacă nu ascultam? Că nu are niciun rost. M-ai sunat din greșeală ieri. Da, deci, Doamne, când a văzut, știi cum a fost? Eram în pat. Și să iau telefonul, că am văzut că m-a etichetat într-o postare, știi? Mă duc să dau pe postare, am văzut postarea și la un moment dat, când se închid, a pus acolo pe bai, când am văzut, am zis, Doamne, să închid ceva, repede. Știi? Și mă simțeam, bă, nu i-au spus fetii și poate să-mi plac ceva și l-am sunat repede în staff. Și mi-a spus să întrebe dacă ești bine. Mă sună și zice, ce ai pățit tu? N-am pățit nimic, că chiar mă gândeam că poate mă sun sau ceva. Dar chiar nu a fost absolut nimic. Eu când am văzut că te sun, am zis că poate... Se de la mine sau de la tine? Nu, e de la mine, când mi-am luat-o pe mine și crezi, uite-te, toată mi-am ars-o puțin. Și te-am urtărit și pe tine.